În 1975, Vin Chang și familia sa au reușit să părăsească Vietnamul și să fugă de asaltul comuniștilor cu o barcă, însă nu au primit azil în Malaezia. Astfel au ajuns pe mare, unde s-au confruntat cu moartea, deoarece nu au avut nici apă și nici mâncare care să-i țină în viață. Deshidratarea are loc atunci când corpul pierde 1 sau 2% din rezerva de apă. Naufragiați pe apele Mării Chinei de Sud, la mijlocul lunii iulie, Vin și familia lui au ajuns în această stare după o singură zi. După 5 zile pe mare, refugiații se aflau în pragul morții. We had no food, we had no water. There were people who had gone blind. Nu am avut mâncare, nici apă. Unii au orbit deoarece cornea ochilor li s-a uscat. Unii au avut halucinații. Bunicul meu a început să aibă halucinații. Au fost femei la bord care s-au gândit să-și nece copiii în apă, ca ei să nu mai sufere așa mult. Tatăl meu s-a uitat împrejur și a văzut că familia lui era pe moarte. El s-a pus pe genunchi și s-a rugat Creatorului. Peste câteva minute au apărut nori pe cer și a început să plouă. And almost immediately, the clouds came in and water came out of the sky. The rain helped them survive, but it wasn't going to help them. Ploaia i-a ajutat să supraviețuiască, dar pentru a rămâne în viață aveau nevoie de încă un miracol și, din fericire, acel miracol era aproape. We see a large white ship. We didn't know if this ship would... Am văzut un vas mare și alb. Nu am știut dacă este vorba de alți pirați, dar am fost așa de disperați că nici nu ne-a păsat. Mi-aduc aminte că adulții ne-au pus să ne culcăm în barcă pentru a da impresia că suntem bolnavi și astfel vom avea parte de mai multă înțelegere din partea echipajului de pe vas. E ciudat cum am încercat să ne prefacem că suntem bolnavi și disperați când eram pe moarte. 2 ani mai devreme, președintele organizației World Vision, pe nume Stan Mooneyham, a cumpărat un cargo bot vechi și a început să patruleze apele căutând refugiați. El a numit această operațiune Operation Sea Sweep. În data de 9 iulie 1979, Sea Sweep a observat o barcă ce se legăna pe apele mării la sute de kilometri de țărm, barcă pe care se aflau Vin și familia lui. Sunt înghesuiți ca sardinele, barca este plină până la refuz. Refugiații au fost aduși la bord. Au primit mâncare, pături și Biblii. Tatăl lui Vin a fost invitat să participe la un serviciu ținut de echipajul navei. În acel moment, el a înțeles că Dumnezeu ne-a trimis ploaia ca să ne potolească setea. În acea perioadă, președintele Jimmy Carter a declarat că orice refugiat care era salvat de o navă din America va primi azil în Statele Unite. După câteva luni de la acea operațiune de salvare, Vin și familia lui au ajuns în Fort Smith, Arkansas. În scurt timp, au găsit un loc unde să se integreze, o biserică ce avea servicii în limba vietnameză. Familia Chang a decis să frecventeze serviciile și au avut parte de o surpriză incredibilă. În biserică, mama mea a văzut o poză înrămată cu Isus. Ea s-a uitat la acea imagine și a înțeles că este vorba de bărbatul din visul ei. Numele său este Isus. El este cel care aduce oamenii din nou la viață. Ea a înțeles că cineva poate muri și poate avea o viață nouă prin el. The Chang family made the most of America. Familia Chang a pus în valoare tot ce le-a oferit America. Tatălui a lucrat peste program ca să își întrețină cei 10 copii. Vin a absolvit liceul ca șef de promoție. El și-a continuat studiile la Harvard și a devenit medic. Acum câțiva ani s-a întors în Vietnam. Acolo s-a întâlnit cu câțiva verișori și rude, cu cei din familie care nu au reușit să părăsească țara. I visited thatch roof huts with no electricity, no running water. I think at that point was when I realized that even though I had worked long and hard, am vizitat acele locuri cu colibe, fără electricitate, fără apă curgătoare. În acel moment am înțeles că, deși am muncit mai mult ca să ajung acolo unde am ajuns, nu este meritul meu. M-a impresionat mult Luca 12, versetul 48. Cui s-a dat mult, i se va cere mult. Niciodată nu m-am gândit că acel verset se referă și la mine. Eu am crezut că Iisus vorbește despre cei bogați sau despre oameni influenți care pot dărui.
În Vietnam am văzut cum tot ce aveam, fie că este mult sau puțin, ni s-a dat ca să administrăm acele resurse, acele oportunități și acele influențe în slujba împărăției lui Dumnezeu. Acum că am fost salvat, că am ajuns la mal, obligația mea este să trimit barca înapoi pentru acei oameni care au nevoie de ajutor. Now that I'm safely on shore, my obligation is to send the boat back to those people who are in need. Today, Vin Chung is doing just that. În prezent, Vin Chung face exact asta. El trăiește în Colorado Springs cu soția și cu copiii săi. El are propriul cabinet unde lucrează ca dermatolog. El slujește și la World Vision, la aceeași organizație care i-a salvat viața cu mai bine de 30 de ani în urmă. După o călătorie de 16.000 de kilometri peste două continente, în cele din urmă el a ajuns acasă. Alpha, Omega.